Desfășurat pe parcursul a două zile, tradiționalul Târg al Mărului de la Fălticeni a reunit numeroși producători locali cu peste 100 de soiuri de mere. Am extins activitatea pe două zile, sâmbătă și duminică. Am făcut și spectacol artistic, atât cu muzică populară cât și cu muzică folk, pentru că este o sărbătoare și trebuie tratată ca o sărbătoare, pentru că este sărbătoarea tuturor celor care muncesc, tuturor celor care trudesc. Vedeți că pe lângă mere sunt și alte produse tradiționale, produse agricole, produse în Bucovina, miere de albine și așa mai departe, trebuie cinstit, trebuie respectat și trebuie să le mulțumim pentru că au făcut pe parcursul anului tot ceea ce le-a stat în puteri și au muncit foarte mult pentru ca noi astăzi să ne bucurăm de aceste roade ale pământului minunate. Târgul s-a deschis sâmbătă la ora 10 în prezența numeroase oficialități locale și județene, între care primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Alexandru Rădulescu, senatorul USL Ovidiu Donțu, deputații USL Ioan Stan, Alexandru Băișanu, Eugen Uricec, directorul Direcției Agricole Suceava, Vasile Blănari și directorul APIA Suceava, Eugen Mogoș. După ce a stat de vorbă cu producătorii locali, prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, le-a explicat pomicultorilor faptul că trebuie să se asocieze pentru a-și mări profiturile. Pomicultura câștigă din nou pași importanți, cât mai multe suprafețe de teren sunt deja cultivate, vorbim de zona Fălticeni, sunt deja peste 50 de producători cu suprafață de peste 300 de hectare care în acest moment sunt pe rod și vorbim de un produs important care este mărul din această zonă. Sunt soiuri importante, totodată discutăm cu cei de la stațiunea agricolă, vorbim de aceste soiuri mai vechi care nu mai sunt în acest moment, nu mai există material săditor și este important ca acestea să fie duse înainte. Important este ca aceste forme, acești privați să se asocieze, să găsim o formă în care acest produs să poată fi oferit pe piață în cantități mai mari, astfel încât hipermarketul să fie interesat de a prelua acest măr din această zonă. Datoria noastră este să creăm acest brand de Fălticeni, să transmitem mărul de Fălticeni pe mesele cât mai multor români, pentru că a ajuns întâmplător ocazional în București, în Constanța, în orașele mari ale României din sud și ni s-a reproșat de fiecare dată că de ce nu facem mai mult pentru că acest măr de Fălticeni să fie mâncat sau cumpărat de la un hipermarket din București, la un hipermarket din Constanța. Chiar acum jumătate de oră o familie din Constanța întâmplător întreagă prin Fălticeni a cumpărat 200 de kilograme de mere și mi-a spus că este extraordinar și an de an își vor face un obicei de a veni aici la noi la Fălticeni să-și facă aprovizionarea de toamnă. La rândul său, senatorul USL, Ovidiu Donțu, a venit cu o propunere pentru promovarea merelor de Fălticeni. Și vreau să felicit pe domnul primar Coman pentru dinamica târgului de anul acesta, pentru faptul că el se desfășoară pe perioada două zile și atât în numărul de expozanți cât și în numărul de vizitatori este o creștere. Sigur că, uitându-mă la producătorii de mere, mi-a venit în minte și discutam asta cu domnul primar, dacă pe lângă promovarea culturală, pe ceea ce a însemnat broșura cu Nordul Voievodal și cu tot ceea ce înseamnă istoria și cultura acestei zone, nu ar fi de bun augur un catalog al producătorilor, al brandurilor din zona Fălticeni, pe care să o traducem în câteva limbi străine, să o distribuim în ambasade și să ne promovăm zona, pentru că noi așa avem ce promova și pentru ca merele de Fălticeni să fie apreciate tot mai mult în țară și de ce nu peste hotare. Pomicultorii aflați la Târgul Mărului de la Fălticeni au primit o veste bună și de la APIA Suceava. Marea lor majoritate sunt și beneficiarea unor subvenții din partea APIA și zic cu mare bucurie că pe nou PAC pomicultura intră în reconversie și atunci zona Fălticenului și toți pomicultorii vor avea beneficiat de pe urma acestei măsuri de sprijin. În cea de-a doua zi a târgului, numărul de vizitatori a crescut. Între cumpărătorii am întâlnit și pe suprefectul județului Suceava, Constantin Harasim, și interpretul de muzică populară, Alexandru Recolciuc. Am fost și anul trecut, într-adevăr, în acest an e o ofertă mai bogată, timpul ține mai bine cu noi, e mai multă lume, e mai multă și bună dispoziție. Îi sfătuiesc pe toți localnicii și toți moldovenii să cumpere mere de aici, de la Fălticeni, din această frumoasă vatră Vâlorii, pentru că sunt cele mai eco. Noi cumpărăm tot timpul de aici, de la Fălticeni,
câteva sute de kilograme să avem pe toată iarna. Târgul Mărului a fost organizat de Primăria Municipiului Fălticeni, Consiliul Județean Suceava, Asociația Pomicultorilor din Fălticeni, Asociația Produs în Bucovina, Direcția pentru Agricultură Suceava, APIA Suceava, Camera de Comerț și Industrie Suceava și Asociația Ghizilor din Bucovina.